Salutare tuturor, mă numesc Răducu și astăzi voi analiza acțiunea prețului sau voi face analiza tehnică la Rompetrol Rafinare Constanța și voi folosi graficul weekly. Asta înseamnă că fiecare candlestick, fiecare bară reprezintă o săptămână. Înainte de a începe, vreau să mulțumesc celor care se abonează constant pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică BVB și SUA, unde zilnic prezint sau aproape zilnic prezint analiza tehnică la diferite companii de la Bursa de Valori București, acestea cu drapelul țării noastre și din când în când, pentru că există cerere destul de mare, și la companiile din America, gen Netflix, NIO, Tesla, mă rog. Pentru cei care văd pentru prima dată acest video, îi invit să se aboneze pe acest canal pentru a avea o sursă de inspirație în tradingul vostru. Bun, începem analiza. Și așa cum v-am învățat, eu folosesc numai analiza tehnică Elliott, metoda Elliott Wave. Și vom începe numărătoarea sau etichetarea fiecărui val și subval în parte. Ah, n-am vrut să ia 1, 2. Punem aici 3, 4, 5. 0 este aici. Punem culoarea roșie, dar haideți să punem întâi Millennium. Debifăm Show Wave. Punem culoarea roșie, așa cum poate v-am obișnuit, culorile tricolorului nostru românesc, țării noastre. Apoi acest val 2 este un val corectiv, avem un expanding flat și haideți să și etichetăm 0, A, B, C. Dăm puțin zoom mic ca să arăt aici. Debifăm acest show wave și vom pune culoarea galbenă. Coborăm în grad de la Millennium, vom pune sub Millennium acest val corectiv. Apoi, observați o creștere foarte bruscă și rapidă a prețului specific valului 3. Întotdeauna când vedeți un gap 90 și ceva la sută, întotdeauna reprezintă un subval 3 sau chiar un val 3. Este cel mai râvnit val, dacă spun așa, pentru eliotiști, pentru că este cel mai consistent, cel mai mare și de regulă este cel mai extins val din cele 5 valuri impulsive. Și o să vedem, conform numărătorii, dacă așa și este. Și până acolo, haideți să etichetăm în continuare acest grafic. Avem 0, avem 1, avem 2. Punem undeva 3 aici, 4, 5. Veți vedea imediat de ce. Punem sub Millennium și vom schimba culoarea și vom pune culoarea galbenă. Imediat le voi aranja. Puțin tică răbdare. Acest val 2 la rândul său este și el un val corectiv și imediat îl și etichetăm. Să vedeți ce frumos se poate corela graficele de la Bursa de Valori București cu această metodă. Vom pune culoarea galbenă, punem Super Cycle, punem albastru. Punem albastru frumos, un bleu deschis, avem 2. Haideți să vă și arăt acest val 1 și el este format din 5 subvaluri și dacă tot sunt la culoarea galbenă, haideți să-l și etichetăm și pe el.
3, 4, 5. Nu mai are rost să mai pun 1, 2, 3, 4, 5 aici, A, B, C. Sau, haideți să o facem să vedeți cât de frumos, cât de frumos se poate sincroniza. Doar să aveți puțină răbdare, nu durează mult. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vom pune culoarea albastră, tot un albastru, aceste valuri impulsive, dar vom coborâ gradul și vom pune super cycle. Aici la fel avem, dar hai să pun, măcar etichetăm acest val corectiv și avem 0, A, B, C. Coborăm invers. Punem C-ul aici, punem B-ul aici. Și am terminat cu această parte. Putem eticheta și acest val C. Dacă vreți să luăm fiecare val și subval în parte, avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Și atunci mai coborâm puțin fiecare în parte. Așa, și haideți să ne ocupăm de această zonă. Și din nou vom relua etichetarea acestor valuri. Ele este destul de complicat inițial, dar după ceva ani de învățatul teoriei și practică, vă prindeți și vă veți forma cumva ochiul și din prima veți vedea etichetarea ochilor doar uitându-vă la un grafic. Da? Vom ajunge imediat și aici. 3 îl punem aici, 5 și 4 deocamdată. Hai să-l punem deoparte. Pentru că trebuie să țineți cont că acesta este graficul weekly și cumva ne ducem undeva în 2025-2026 cu analiza și nu ne interesează ce va face prețul peste 5-7 ani, ci probabil săptămâni și lunile următoare, un an de zile, 2 ani. Și aceasta vreau să vă și arăt. Acest val 2 este un val corectiv și haideți să și etichetăm. Avem 0, A, B, C. O să punem o altă culoare. Ce să punem noi? Punem alb. Sper că se vede. Punem 2-ul aici. Și am finalizat acest subval 2 de etichetat. După un val corectiv sau după acest pattern corectiv, evident urmează un pattern impulsiv format din 5 subvaluri și haideți să și vi-l arăt. Ar veni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Știu că vi se pare greu și poate monoton aceste numerător ale valurilor care le fac eu acum, dar trebuie să înțelegeți că dacă veți fiecare val și subval reprezintă cum să spun, arată în primul rând unde se află prețul și unde se unde se va duce, în ce direcție și la ce target se va duce și aceasta doar Elliott Wave vă poate arăta. Să punem aici o culoare, hai să schimbăm gradul în primul rând. Nu mai știu unde eram, dar hai să punem intermediar. Punem o altă culoare, ba nu mergem aici. Punem un lila, da, este foarte frumos. Și cumva, cumva am ajuns la finalul aproape numărătări, dar vă arăt imediat varianta finală. Deci, așa cum am spus, acest gap și această creștere destul de mare
De chiar 107-108% sau aproximativ, dacă am luat bine, nu mai contează, în jur de 110% se datorează acestui subval 3 pe care l-am și etichetat. Va urma câteva săptămâni bune sau chiar o lună, două, poate chiar 3 luni, nu știu, până se va finaliza acest val 4. Vom vedea lunile viitoare sau undeva pe la sfârșitul ianuarie ce pattern corectiv se formează sau poate chiar se și finalizează acest subval 4 lila sau violet, cum vrei să spuneți. Și odată finalizat acest subval 4, prețul va urca spre finalizarea acestui val 3 albastru, în paranteză, da? Pardon. Deci va fi o creștere. Haideți să vedem de curiozitate. Vom folosi Fibonacci. Exact, în subvalul 4 se poate finaliza în jur de 0.38-0.5. L-am pus cumva aici. Deci mă aștept la un pattern corectiv, fie zigzag, fie flat, fie triunghi. Dacă este triunghi, este cumva rău, pentru că este un mare consumator de timp și el se va duce cumva mult, mult în lateral. Haideți să vă-l și arăt, apoi îl șterg. E, o luăm 4, pardon. Luăm 4 și îl punem aici. Mă rog. Și de aici, pardon, n-am băut, n-am mâncat. Nu știu ce tușesc. Deci, din această zonă al valului, finalului valului E și al valului 4, vom urca spre acest val 5 și dacă va fi așa, atunci clar că ne vom muta puțin acest 3 și 5, 4 va merge mai departe. Dar vă încurc și așa că vom vedea, vom vedea. Deocamdată acesta este doar o variantă, sunt multe variante de, cum să spun, paternuri corective specifice valului 4 și atunci vom lăsa deocamdată așa, vom reveni cu analiza pe măsură ce prețul se mișcă cumva lateral și vom vedea finalizarea acestui subval 4. Vom pune 4 aici, vom pune 5-ul cumva aici. Imediat vă și simplific. Deocamdată sunt foarte multe elemente și nu vreau să vă încurc, dar imediat simplific această etichetare și această analiză. Acestea deocamdată nu ne interesează pentru că ele se vor duce undeva foarte sus, peste cel puțin 7, nu știu, 7 ani, 8 ani. Bun, pentru a înțelege ceea ce vreau să vă arăt, o să bifez doar acest val principal în care suntem acum și vom pune show wave. Deci, haideți să facem și acesta. Sper să înțelegeți ce vreau să arăt. Vom pune și acesta aici. Deci, în viitorul apropiat, săptămâni și lunile viitoare, mă aștept ca prețul să meargă să fie o mișcare laterală, să facă o corecție și apoi se va finaliza acest val 4, așa cum v-am arătat doar un simplu model și anume acel triunghi. La finalizarea valului 4, acesta lila, prețul va urca spre valul 3 cu albastru și aveți această linie albastră. Deci cumva varianta pe lila, pe violet este pe termen scurt, varianta pe albastru este pe termen mult mai lung. Și la finalizarea acestui 5 din 3, prețul va coborâ și haideți să dăm și un target acestui val 3, pentru că acum ne permite că avem finalizat valul 2 și haideți să vedem un target aproximativ. Ia să vedem, punem aici
Și ia uitați ce frumos se vede acest target. Specific, deci valul 3 se va finaliza în această zonă de 2,61. RON exact, intuitiv am pus-o cumva din acest val 1. Și mă aștept ca după finalizarea valului 4 prețul să crească cumva în această zonă, dar vom afla mai multe amănunte, putem mai trasa un fibo din 3 în 4 și vom vedea un cluster, mai vedem și pe aici o rezistență, ne uităm și în trecutul istoric al prețului și vom determina valul 3, dar aproximativ acest val 3 se va finaliza în această zonă. Las că valul 4 nu este aici, este aici. Apoi, probabil peste 2, 3, 4, 5 ani, prețul se va coborâ spre valul 4 și iar va fi o corecție destul de mare, apoi va urca peste nu știu câți ani, iar va coborâ, iar va urca spre finalizarea valului 5, dar până peste 5-7 ani, haideți să mergem pas cu pas, tortul se mănâncă pe felii și nu dintr-o dată. Deocamdată pe noi, hai să ștergem acest Fibonacci, da? De ce ați reținut, de ce am dat target aici și haideți să și pun această zonă. Este o țintă foarte importantă de preț acest 2,61. Îl vom șterge pentru a curăța graficul și a-l simplifica. Deci pentru jumătatea anului viitor, nu știu, probabil mă aștept la acest traseu al prețului, mișcare laterală, coborâre, prețul poate să stea multe luni în acest val 4, iar urcare, iar coborâre. Dar pot să mai updatez, să mai actualizez acest video, doar când acest 4 este finalizat, sau dacă cineva este interesat, poate să-mi aducă aminte la sfârșitul lunii ianuarie, începutul februarie, nu știu, și mai facem doar această bucățică de analiză să vedem ce se mai întâmplă între timp. Dar pe termen de foarte mulți ani avem varianta galbenă, care nu am mai trasat-o pentru că nu vreau să vă încurc în linii colorate. Deja sunt destul de multe cifre și litere și tot felul de paranteze. Aceasta arată frumusețea valul Elliot, care ne spune întotdeauna ce va face prețul. De exemplu, aici, dacă suntem într-un trend corectiv, da? Descendent, și am 4 aici și eu știu că după 4 urmează 5. Și atunci, în această zonă, eu mă aștept la un short și nu niciodată în această zonă nu voi intra la cumpărare. Pentru că, așa spune această metodă, această teorie Elliot, întâi trebuie să se finalizeze valul 5, de-abia la finalizarea valului 5, și aici sunt tot felul de trucuri. Când știi că se finalizează, poți să dai și un target. Există multe trucuri, atât din Elliot, cât și mai ales în analiza tehnică clasică, când un val principal se finalizează. Deci de aceea este foarte important să etichetăm, sau elitiștii profesioniști fac acest lucru, pentru că întotdeauna, după orice etichetare, urmează ceva. Și doar un eliotist știe exact când să pună și ce să pună pe fiecare sfârșit sau început de val. Bun. Dragii mei, aceasta este analiza tehnică. Din punct de vedere fundamental, am găsit pe ziarul financiar care Rom Petrol Rafinare la sfârșitul celor 9 luni spune că au avut afaceri net de 10 miliarde, în plus de 30% față de anul 2020 și pierderi de 247 de lei. Cifra de afaceri, așa am spus, 39%, acțiunile așa. Dacă sunteți fan și știu că în general, și nu înțeleg de ce, dar nu problema mea, foarte mulți citesc analiza tehnică, pardon, analiza fundamentală, rapoarte, și puteți intra aici la site-ul celor de la Bursa de Valori București, aici scriem
simbolul RRC și dăm de această, acest raport de la Rompetrol. El are 172 de pagini și puteți citi dacă aveți răbdarea și mai ales vă pricepeți foarte bine, dar această analiză fundamentală niciodată nu poate suplini proiecția sau predicția prețului exact unde anume se va opri prețul, unde va cădea, cât va cădea, pardon, ce pattern corectiv va face acest lucru. Niciodată niciun analist fundamental nu poate vreodată să spună acest lucru și din acest motiv eu nu mă uit sau foarte rar mă uit la rapoartele fiecărei companii, pentru că analiza fundamentală se reflectă clar în preț. Uitați-vă la Electrica și vă convingeți de ce scade prețul. Pe când analiza tehnică și în special Elliott Wave este minunată din acest punct de vedere. Pentru că întotdeauna această etichetare, așa cum am spus la început sau poate în timpul analizei, întotdeauna îți spune ce va face prețul și unde se va duce. Dragii mei, cam aceasta este analiza mea. Pardon, ce Dumnezeu am depășesc? Pe Rompetrol Rafinare Constanța, atât din punct de vedere al analizei tehnice, în special folosind această metodă imbatabilă Elliott Wave, cât și foarte puțin din analiza fundamentală. Și eu, ca și concluzie, mă aștept la această variantă pe termen scurt. Atâta vreau să rețineți că această analiză este pe graficul weekly, deci fiecare bară reprezintă o săptămână. Vă doresc o seară minunată, relaxantă, plăcută și spor la bancă!